în ședință ordinară. Primarul comunului duce în județul Bacău. Lemeiul dispoziției articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 28 iunie 2018, ore 13, la sediul Primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității în perioada iulie 2018-iulie 2019, inițiator primarul Comunei. 2. Rapoartele anuale de activitate ale Consilierului Local și Viceprimarul Comunei, prezentare Consilierul Local și Viceprimarul Comunei. 3 diverse. Domnul președinte. Domnule primar, doamnă primar, bună ziua. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnule primar, dăm cuvânt, vă rog să luați cuvântul pentru expunerea punctului 1 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitoare la aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității în perioada iulie 2018-iulie 2019, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținerea localității. Doamne și domnilor consilieri, la inițierea prezentului proiect de hotărâre a stat ca argumente în primul rând hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 29 din 29.06.2017 privind gospodărirea localității în perioada 2017-2018 și care în luna iulie își încetează efectele, iar în al doilea rând acte normative care obligă autoritățile locale la aprobarea unui program de măsuri de gospodărire a localităților. Astfel, ordonanța Guvernului numărul 21/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, aprobată prin legea numărul 515 din același an, stabilește cadrul general în care pot fi încadrate obligațiile și răspunderea autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economice și cetățenilor. Prin proiectul propus se intenționează stabilirea perioadei 1 aprilie 15 mai 2019 ca fiind perioada curățenii, precum și reglementare mai detaliată a obligațiilor și răspunderilor persoanelor fizice și juridice. Scopul fiind acela de a determina și stimula întreținerea în comună a unui climat civilizat de conviețuire. După cum v-am informat și anul trecut, aprobarea unui astfel de program trebuie dată anual de către Consiliul Local și concretizează într-o hotărâre. Întrucât programul supus aprobării este destul de amplu și la ședința pe comisie de specialitate, fiecare consilier a avut posibilitatea de a-l analiza în detaliu, nu voi mai face prezentarea acesteia. Aștept dezbatere pe marginea proiectului de hotărâre și propunerea dumneavoastră vis-a-vis de modificările acesteia. Domnul președinte. Da, mulțumim, domnul primar. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu sunt înscrieri, atunci asupra. Da, dăm cuvântul domnul președinte la buget. Fiindcă cele două comisii s-au întâlnit în comun, având obiectiv același și eu ca decan de vârstă, am, cu toți împreună, am citit programul expus și obiectivele ce vor trebui realizate pentru anul viitor, pentru până anul. Este un program vast, foarte multe probleme și foarte multe lucruri de rezolvat. Am observat că responsabilitatea în mare parte revine în primul rând primarului, iar în cel de-al doilea rând ca executant viceprimarului. Îmi permis să spun că pot aprecia activitatea depusă la trecutul program. Majoritatea obiectivelor propuse în acel program au fost îndeplinite. De asemenea, ca noutate, problema cu salubrizarea o cunoaștem toți, datorită implicării domnului primar și a viceprimarului în problema aceasta, merge, de ce să nu spunem, foarte, foarte bine.
mai ales acum după ce s-au montat și acele tomberoane pentru colectarea deșeurilor selective, se ridică la timp, vin o mașină, cel puțin acolo unde sunt pus în poartă la mine, vin o mașină, un TV-ul din ăsta mare și le ridică. În perspectivă, sunt sigur că prin implicarea celor de la 416 și împreună cu subconducerea domnului viceprimar, care cam ține din scurs și asta este un lucru foarte, foarte bun, obiectivele din programul prezentat sper să fie realizate. De asemenea, o contribuție importantă o au și cetățenii comunii, deoarece un rol important îl au și ei prin aportul pe care trebuie să-l aducă la îndeplinirea acestor obiective. Ei ar trebui să îi atenționăm atunci când nu respectă anumite, de ce să nu le spunem, obiective de convențuire. Adică să nu arunci gunoaiele unde trebuie să arunci la tomberon, acum nu mai ne putem plânge asta. De respect, de curățare în jurul curții, a grădinilor, a șanțurilor, asta este contribuția cetățenilor. Nu o să se poată face cu cei de la 416. Totuși, chiar dacă ar vrea domnul viceprimar și domnul primar, din ceea ce am constatat în asta, toți membrii celor două comisii au fost de acord cu programul pentru anul 2018-2019. Deci, aviz afirmat. Mulțumim. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Dacă cine? Mai sunt... Dacă mai cine? Am întrebat prima dată, nu a fost. Așa. Supunem la vot atunci proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Domnul primar, vă rog. La punctul 2 aveți rapoartele de activitate. Sper că le-ați făcut, da? Da. Ați scris acolo ce ați făcut în anul acesta, anul care vine, ce să mai aveți de făcut. Eu deocamdată vă mulțumesc tuturor pentru aportul adus și cred că s-o să colaborăm în continuare tot la fel de bine. Dacă aveți... Alte luări la cuvânt, atunci trecem la punctul 3 la diverse. La domnul Matiaș să-mi scrie la cuvânt. Mai v-a scris tot, așa mi-au sigur întrebare, domnul primar. Dacă ați ținut cont și de cont pentru contaierele prin care... O să fie și la conți. Da, da, mulțumesc. Atât. Deocamdată puneți în ăla care l-a văzut. Mai sunt luat la cuvânt, mai... Domnul primar, nu mai sunt luat la cuvânt, declar ședința.